Austria nu și-a schimbat poziția față de aderarea României la Schengen. Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, îi răspunde lui Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, care a cerut la București ca România să fie primită în Schengen în acest an. Cancelarul Olaf Scholz a declarat, după ce s-a întâlnit Klaus Iohannis la Cotroceni, că Germania sprijină puternic aderarea României la spațiul Schengen. Und heute noch einmal ausdrücklich das Ziel, dass Rumänien in diesem Jahr endlich die Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum erhält. Ihr Land hat dafür große Anstrengungen unternommen und das gilt es dann eben auch zu würdigen. Ich habe Staatspräsident Iohannis meine Unterstützung dafür gerade noch einmal versichert. Mai mult, Olaf Scholz a mai spus că va repeta acest lucru în multe alte capitale. În acest context, a venit reacția ministrului austriac de interne, Gerhard Karner. Poziția Austriei nu s-a schimbat deloc. Libertatea de circulație în Uniunea Europeană va fi posibilă doar în cazul unei protecții robuste a granițelor exterioare. Karner a mai spus că este o contradicție în vorbele și faptele cancelarului german. Deși dorește eliminarea controalelor la frontiera dintre România și Ungaria, Germania controlează în continuare granița cu Austria.